Hei, salut! Sunt Mihai, lucrez la magazinul colecționarului și am ajuns la numărul 23 al Titanic. Este un număr destul de interesant, deoarece în acest număr începem să tăiem grinzile astea și pe diagonală, deoarece vom avea niște locuri unde nu prea vrea să încapă o grindă întreagă. Așa că acesta va arăta aproximativ așa precum în zona aceasta, nu știu dacă se vede bine. Și totodată terminăm partea centrală, asta de aici, și partea din spate, care începe să capete o formă extraordinară, începe să-mi placă și din ce în ce mai mult acest Titanic. Și nu uitați că avem o serie nouă de Titanic pentru cei care vreți să o construiți pas cu pas. Alături de mine s-ar putea să fac două Titanicuri, adică ăsta vechi și ăla nou. Și totodată, dacă ați prefera să lucrați cu lemn, dar nu aveți îndemânarea necesară, precum nu am nici eu pentru acest Titanic uriaș și se observă, cred, din ceea ce am montat pe aici, atunci aveți disponibil opțiunea avionului Spitfire, care vine tot așa cu lemn, dar aveți uneltele incluse precum adezivul și avem și piese metalice precum elicea sau cred că acesta va fi bordul avionului. În orice caz, eu mă bucur că sunteți alături, nici nu vreau să întind prea mult discuția. Haideți să vedeți cum se montează numărul 23.